numesc Sergiu Daud și sunt agronom în cadrul companiei Serledoarele Basarabiei. Este o companie care a plantat primele suprafețe în anul 2011. Avem 26 de hectare de măr. În anul 2023, seceta cred că este cea mai mare problemă, chiar dacă în livadă unde avem sistem de irigare și putem asigura necesitatea de apă, umiditatea aerului, temperaturile foarte ridicate, sunt probleme destul de dificile. La începutul sezonului a mai apărut provocări de genul rapănul mărului, care este necesar de ținut sub control. Noi tindem spre a diversifica piața de desfacere a fructelor. Și cerința cea mai importantă este calitatea, aspectul exterior. Treptat au venit soluții. Spre exemplu, a venit compania Corteva cu Talendo, care ne-a ajutat să soluționăm probleme destul de serioase, în special la unele varietăți care sunt rezistente la rapen, dar sunt foarte sensibile la făinare. Apoi produsul Delegate, cunosc produsul acesta de la colegi din Europa, care ne-l recomandau și cum el a fost introdus la noi pe piață, noi l-am utilizat. Scopul principal al aplicării acestui produs a fost vermile mărului. Este un produs care are un termen scurt de așteptare, deci este foarte binevenit în a doua parte a sezonului, atunci când, spre exemplu, cum anul acesta, zboruri foarte intense de vermile mărului chiar în luna august și automat aici vine locul unui produs cum este Delegate. Produsul Caratan pentru combaterea făinării este un produs care înlocuiește cu succes și chiar spune foarte bine sulful. Când totuși apar creșteri noi, apare făinarea, produsul Caratan este foarte binevenit și ne ajută să facem față provocărilor. Mai apoi, produsul Fontelis, o substanță activă care are o gamă largă de acțiuni împotriva la rapăn și făinare și nu numai. Are o acțiune foarte bună împotriva unei agenți patogeni care provoacă monilioza sau botrytisul, care se răsfrâng destul de serios deja la stocare. Utrișa este un produs nou pe care noi l-am încercat abia anul acesta. Probabil anul următor îl vom folosi pe toată suprafața livezii. Ca efecte, o economie de până la 30% de azot este una destul de mare. Utrișa ar fi un produs care ne-ar ajuta foarte mult. Piața de desfacere tradițional a fost cea din Est, dar noi tot timpul am încercat piața din UE, unde am reușit să comercializăm cantități de măr. În ceea ce privește cerințele acestei piețe, ele sunt mult mai severe și atunci când, de exemplu, noi am folosit produsele Corteva, în urma analizelor de laborator, noi niciodată nu am avut probleme cu reziduri sau cel puțin urme de la produsele companiei date. Compania Corteva vine cu soluții în acest domeniu. Noi studiem piața produselor din UE și sunt produse la compania Corteva, cum ar fi laser, un produs înregistrat în producția bio. Acest produs laser, el la moment nu este omologat în Republica Moldova, dar de la colegii noștri din UE a fost recomandat încă din 2020 și noi așteptăm, desigur, omologarea acestui produs pe piața din Republica Moldova. Provocări sunt multe. Cu ajutorul colegilor din cadrul companiei Corteva, noi am reușit să facem față anul acesta. Deja suntem la linie de finish. Așteptăm recoltarea, mai apoi comercializarea. Mulțumim pentru produsele care au fost înregistrate și care s-au dovedit a fi efective pentru a ne ajuta să facem față acestor provocări. În 2024 mizăm spre a produce mai puțin, dar mai calitativ.